A intrat într-un magazin ca să-și ia de mâncare, dar a ieșit cu un telefon mobil de ultimă generație. Tânăra care apare în imagini este căutată de poliția din Bălți, suspectată de furtul unui telefon. Potrivit forțelor de ordine, totul s-a întâmplat în data de 6 mai într-un supermarket din oraș. Oamenii legii au constatat că suspect ar fi observat telefonul și, profitând de neatenția proprietarului, l-ar fi furat, după care a ieșit în grabă din magazin. Când și-a dat seama că a fost jefuit, proprietarul telefonului s-a adresat la poliție cu o plângere, iar acum oamenii legii încearcă să dea de urmele suspectei. În acest context, persoanele care au recunoscut-o pe tânăra din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.